Bună seara! Declar deschise lucrările ședinței extraordinare de astăzi, 28 noiembrie 2017. La ședință sunt prezenți 17 consilieri din 19. Lipsesc domnii consilieri Popa și Brânză, care au probleme medicale. Supun la vot ordinea de zi. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Trecem la punctul 1 de pe ordinea de zi. Aprobarea documentației tehnico-economice, actualizarea indicatorilor tehnico-economici și asigurarea cofinanțării de la bugetul local pentru obiectivul de investiție, construire, creștere, municipiul Medinia, județ Constanța. La mapă avem expunerea de motive, proiectul de hotărâre, rapoartele comisiilor de specialitate care avizează favorabil, raportul compartimentului de resort, documentația aferentă, avizul de legalitate. Sunt intervenții? Supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Trecem la punctul 2 de pe ordinea de zi. Aprobarea completării inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Medinia. La mapă avem, conform procesului verbal de inventariere, numărul 7407 din 24-11-2017. La mapă avem expunerea de motive, proiectul de hotărâre, rapoartele comisiilor de specialitate care vizează favorabil, raportul compartimentului de resort, documentația aferentă, avizul de legalitate. Sunt intervenții? Supun la vot. Cine este pentru? Contra? Abține? Trecem la punctul 3 de pe ordinea de zi. Aprobarea punerii la dispoziția bunurilor proprietate publică a municipiului Medinia, în vederea construirii și punerii în funcțiune a sistemului regional de alimentare cu apă Constanța. Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în area de operare a SC Raja Constanța în perioada 2014-2020. La mapă avem expunerea de motive, proiectul de hotărâre, rapoartele comisiilor de specialitate care avizează favorabil, raportul compartimentului de resort, documentația aferentă, avizul de legalitate. Sunt intervenții? Domnul Patrice. Continuăm la întrebarea la dumneavoastră. Expunerea de motive pe care i-ați întorpit-o faceți referire la faptul că la data punerii în funcțiune operatorul care se angajează să subvenționeze pentru abonații din municipiul Medinia 50% tarifă în prețul serviciului de apă și canalizare la care de operator. Deci sunt la o parte posibilitatea sau imposibilitatea de a subvenționa persoane juridice și așa mai departe. Dar o folosiți ca un motiv. Aveți acordul lor pentru așa ceva? Păi, și dumneavoastră ne cer nu acordul pentru a face această investiție, firesc ca și noi să avem unele pretenții, că am tot dat degeaba la această societate și niciodată n-am beneficiat de niciun avantaj. Pretențiile sunt pretenții de acord cu dumneavoastră, dar dumneavoastră vă folosiți aici pentru motiv, ca și motiv, spuneți că există acord, se angajează. Deci, ca motivație, expunere de motiv. Raja se angajează. Eu așa o văd. Că aveți un acord. Să se angajeze. Vedeți mai departe, la un punct, la un articol din hotărâre, vor fi discuții în APIAR, adică urmează o procedură că nu pot din prima așa să accepte. Acestea sunt condițiile prin care eu le propun. Că așa e și firesc să
avem și noi niște avantaje. De acord cu dumneavoastră. Din punctul meu de vedere, cred că era oportun să fi avut aceste discuții în prealabil. Iar în momentul în care venească un proiect de hotărâre, venească eu clar, pentru că nu e foarte bine. Sunteți de acord să-l retrag, să avem discuții și după aceea să-l propun? Poți văd, dumneavoastră, nu ați avut un mandat pentru a negocia prețul la pe foarte bine, în noiembrie anul trecut. Am spus de ce n-am putut să inițiez și să merg cu astfel de discuții. Dar eu cam așa văd. Eu vorbesc despre mine, normal, eu mi-apăr pielea și fiecare își apără pielea. Nu mă puteți împinge dumneavoastră să mă duc să fac un lucru care nu e în regulă. Și dacă eu mergeam și aveam discuții, știți foarte bine că, din punct de vedere penal, nu era tocmai îndreptățit. Acum, mulțumesc lui Dumnezeu, am clasare la cauza respectivă. Atunci, din punctul meu de vedere, cred că ar fi oportun să mergeți să purtați o discuție cu ei, să veniți cu toată documentația clară și precisă. Documentația e clară și precisă. Documentația clară și precisă în sensul că să aveți în spate inclusiv acordul lor. Poate ei acceptă 50%, poate 70%, poate 90%, poate nu știu. Dar atât timp cât vă folosiți de ceva aici. De ce ne folosim? De faptul că ei sunt de acord să subvenționeze tot. Nu. Inclusiv termenul de subvenționare. Nu este un termen corect și legal în actuala legislație acolo. Domnul Caprinciu, o să vă dați domnul Caprinciu un proiect de hotărâre de la Consiliul Județean. Deci, nu. Vreau să vă aduc în discuție ceva, pentru că s-a întâmplat, precedentul s-a întâmplat. Noi am solicitat muzeul de la Consiliul Județean, un imobil, clădire, în vederea accesării de fonduri europene, punerii în funcțiune și așa mai departe. În aceeași formă pe care inițiez eu acum proiectul de hotărâre, ne-au dat și dumnealor nou. Tot o perioadă de 5 ani și tot 50% din venituri să împărțim cu Consiliul Județean. Adică eu, credeți-mă, n-am inventat, Consiliul Județean Constanța a inventat hotărârea asta. Ei sunt mai inteligenți la Consiliul Județean. Bănuiesc că nu. ITC-ul în Constanța a dorit anumite sponsorizări și n-au reușit să le negui. Deci termenul dar de subvenție nu este... Dar nu vrem sponsorizări. Nu. Deci, doar să reamilăm. Deci subvenție pe o societate cu capital de stat pentru... Da, ne-am retras punctul de pe ordinea de zi. Bun, ok. Da? Așa, și sigur, eu sunt foarte multe comandări. Da. Da. Declar ședința închisă. Am avut trei proiecte pe ordinea de zi. Primul proiect se referă la un proiect finanțat de Ministerul Dezvoltării pe PNDL, Planul Național Local de Dezvoltare, pentru studiul de fezabilitate privind construirea unei grădinițe, care a trecut cu unanimitate. La punctul 2 a fost o inventariere a unor terenuri în domeniul public al municipiului Megidia, iar punctul 3 a fost retras de pe ordinea de zi. Probabil că domnul primar a realizat că acest proiect a fost inițiat cu foarte multe șmecherii și, ca să folosesc termenii folosiți de dumnealui, foarte multe lucruri nelegale pe care ni le solicitați nouă prin hotărârea de Consiliu Local. Și vă dau aici exemplu. Ne solicita în expunerea de motive să aprobăm
subvenționarea de către un operator a unei sume pentru consumul de apă. Subvenția nu se poate face decât de unitățile administrativ-teritoriale după ce intră în aprobarea Consiliului Concurenței. Este o procedură mai complicată pe care domnul primar presupun că nu a cunoscut-o și din acest motiv și-a retras punctul de pe ordinea de zi. Nu, aș fi adus niște amendamente, bineînțeles, ca să-l aducem în legalitate. Ce înseamnă expuse în hotărârea de consiliu? Deci, în primul rând, că sunt nelegal exprimate. Deci, mai mult decât atât, nici nu încap discuții. Dacă sunt nelegal exprimate, nu poți să folosești niște termeni care nu sunt legal stabiliți pe lege. Care ar fi aceștia? Păi, subvenționarea nu o pot face decât unitățile administrativ-teritoriale sau guvernul, eventual, deci unitățile administrative, după ce trec printr-o procedură și primesc și acordul Consiliului Concurenței. Cred că am fost destul de clară. Să înțelegem că în ședința pe comisii nu ați reușit să ajungeți la un consens? Păi nu, noi am încercat să explicăm domnului primar, după cum ați văzut, nu a dorit să accepte explicații sau să dezvoltăm acest proiect, probabil că și-a dat seama de gafa care a făcut-o. Ce înseamnă asta pentru operatorul de apă? Pe care a făcut-o. Pentru operatorul de apă vreau să vă spun că este o mare problemă în sens, nu pentru operatorul de apă, pentru noi toți. Pentru noi toți în sensul că este un proiect, planul operațional Infrastructura Mare, care așteaptă aceste proiecte inițiate de Primăria Megidia și aprobate de Consiliul Local Megidia, pentru că se finanțează 600 de milioane de euro pentru două proiecte. Unul, aducțiunea de apă care alimentează cu apă zona de sud a litoralului. Este un proiect de importanță națională și de siguranță a alimentației cetățenilor. Și al doilea se referă la reabilitarea infrastructurii de apă și canalizare și extinderea rețelelor de apă și canalizare în OAT-urile care fac parte din Asociația de Dezvoltare Apă-Canal. Este un proiect pe care eu consider că de data aceasta domnul primar îl blochează cu bună știință și probabil că își va asuma aceste lucruri, pentru că acest fapt atrage răspunderea materială, penală și toate celelalte răspunderi, întrucât ne opunem finanțării de la Uniunea Europeană a unor sume foarte mari de bani pentru reabilitări și pentru alimentări cu apă în zonele importante din Constanța, din județul Constanța. Deci să înțelegem, practic, blocarea acestui proiect poate atrage răspunderea individuală a fiecărui consilier local. Da, motiv pentru care eu am solicitat printr-o cerere un referat de specialitate în vederea inițierii acestui proiect în forma stabilită de organismul intermediar, cel care lucrează cu finanțatorul Uniunii Europene, și aștept, conform procedurilor legale, 30 de zile, după care inițiez proiectul. Dacă nu voi primi răspunsul din partea serviciului de specialitate, voi iniția proiectul fără acest referat de specialitate, îl aduc la cunoștința consilierilor locali, pentru că este important ca ei să știe ce răspundere au în acest caz. Vorbim despre proiectele de hotărâre dezbătute astăzi în ședință. O ședință extraordinară cu trei puncte. Unul dintre puncte, completarea inventarierii, cel de-al doilea punct, contribuția financiară a Consiliului pentru realizarea unui obiectiv, iar cel de-al treilea punct, un punct foarte important cu privire la societatea de distribuție a apei și serviciul de canalizare. De ce credeți că a fost retras acest punct? Pentru că, așa cum reieșea și din material, cred că căile de dialog nu s-au terminat încă. Așa vag, dintr-o dată, că cerem noi reducerea prețului la apă cu 50% și contractul pe o perioadă de 5 ani,
nu avea în spate ceva care să susțină aceste două propuneri. Să știți că decât să nu treacă, mai bine că a fost retras. Pentru că poate în perioada imediat următoare distribuitorul de apă, dacă o să fie invitat, o să vină la masa discuțiilor și să ajungă la reducerea prețului la apă, ținând cont și de faptul că au de realizat o investiție. În cazul nostru, conducta de apă care trece pe domeniul public al municipiului Megidia. Ați votat acest proiect de hotărâre dacă rămânea pe ordinea de zi? Mă bucur de întrebare. Până acum au fost 4 puncte pe ordinea de zi. La toate m-am abținut sau am votat împotrivă. Dacă mă întrebați și de ce, înainte de alegeri, toate partidele politice au avut altceva, au avut un punct în programul lor care era legat de firma de distribuție ape. Prin urmare, și de această dată m-aș fi abținut. Păi, formarea a fost prezentată. Am citit-o de două ori. Faptul că era puțin atractiv, în sensul că prețul la apă va fi redus la 50%, părea atractivă, numai că în spatele propunerii, pot să spun că era o propunere din partea inițiatorului, nu aveam rezultatul discuțiilor cu distribuitorul de apă. La fel și în legătură cu perioada de doar 5 ani a contractului. Dacă am fi avut în spate, de exemplu, că investiția care o făcea pe raza municipiului Megidia s-ar fi amortizat în 5 ani, mă rog, niște lucruri de genul ăsta, poate că avea să schimbe puțin conținutul punctului 3 din ordinea de zi de astăzi. Fiind un proiect de interes național, credeți că există posibilitatea ca blocarea acestui proiect să atragă răspunderea individuală a fiecărui consilier local? Mă abțin să fac comentarii, cu toate că știți că cu un an jumate în urmă, nu că sunt eu reprezentantul, dăm puțin în politică acum unui partid, am fost singurul partid care discutam de negocierea unui punct din contract, a unui punct, nu negocierea contractului. Cred că să ferească Dumnezeu dacă ar fi să fie blocat un proiect care înseamnă bani mulți. 600 de milioane de euro. Așa este, am citit, asta e valoarea proiectului, numai că firma de, societatea de distribuție a apei, pentru realizarea proiectelor care au avut loc și la Megidia, au avut nevoie de bani, au împrumutat bani de la Banca Mondială. Mă rog, eu, din punctul meu de vedere, cred că nu este bine, dar e punctul meu de vedere, ca Megidia să mă retragă din acest proiect. Ținând cont că noi avem la Megidia cele două sate, Remus Sopreanu și Valea Dacilor, care încă n-au canalizare, cred că este singurul operator zonal care ar putea să aducă ceva bunăstare și alte condiții de trai pentru cele două localități aparținătoare municipiului Megidia. De ce trebuie proiectul de pe ordinea de zi, punctul 3? Pentru că e un punct foarte fierbinte pentru Megidia, probabil este cea mai importantă carte care se va juca. E vorba de resursele care vor pleca din Megidia și de care vor beneficia probabil milioane de oameni, iar noi nu putem să dăm chiar degeaba tot din Megidia, să nu ne cerem și drepturile pentru cetățenii din Megidia. Bună, să spun, intervenția domnului Caprinciu, și să nu fie discuții și să nu părem demagogi, ci să fim principiali și să ne luptăm corect pentru oamenii din Megidia, voi înștiința societatea Raja asupra intenției noastre, dorinței noastre de a da ceva și oamenilor din Megidia. L-am retras. În această formă, doamna viceprimar a spus că el ar trebui să aibă o altă formă care vine de undeva de la nivel național și nu așa cum l-ați prezentat dumneavoastră.
Doamna viceprimar probabil că se crede la bancă. Aici e vorba de administrația publică locală și aici funcționează autonomia locală. Dacă dumneaei răspunde la niște ordine de la un partid, eu nu răspund decât la ordinele cetățenilor din Megidia și îmi pasă doar de ei. Forma este cea pe care o inițiez eu. Eu am fost inițiator și în forma aceasta cred eu că e forma corectă. Ce aveți ca argument? Spuneau consilierii că nu ar fi legal să cereți o subvenție pentru că o societate cu capital de stat nu poate acorda subvenție, ci doar o autoritate publică. Este o societate comercială. Raja este o societate comercială care face afaceri. Este o societate care beneficiază de sute de milioane de euro fonduri europene, probabil ia banii din banii unității administrative Megidia, din banii fiecăruia și se dezvoltă această societate. Este adevărat că este un lucru bun, dar să ne gândim că nu trebuie să crească foarte mare societatea Raja, iar noi să nu avem bani să plătim acel serviciu de apă. Și după cum știm, în Megidia nivelul de trai este atât de scăzut încât foarte puțini oameni își permit să consume atât cât trebuie, atâta apă cât trebuie, în așa fel încât să aibă un confort decent. Trebuie să facă economie și la baie, trebuie să facă economie și la toaletă și multe lucruri care n-ar trebui să se întâmple. Și pentru acest lucru e corect să beneficiem noi în Megidia de un lucru ce este al nostru, Dumnezeu l-a dat. Eu știu că în toată țara aceasta, unde primarii într-adevăr au fost responsabili și cărora le-a păsat de problemele comunității respective, au valorificat orice înseamnă potențial. Iar la noi, la Megidia, mulțumim lui Dumnezeu, avem această resursă de apă de unde trebuie să se alimenteze mai multe unități administrative. Fiecare în dreptul lui beneficiază. Cernavodă de Atom, Năvodariu și Mangalia de Porturi, Constanța de Porturi, noi nu avem altceva. Și e normal să ne batem pentru oamenii din Megidia și eu mă voi bate. Chiar dacă unii încearcă să ducă în derizoriu sau să ducă în altă discuție că există vreun risc. Nu există niciun risc. Nu ne interesează cât de mare crește Raja, ci mă interesează cât de bogat și câtă bunăstare putem aduce noi la oamenii din Megidia. Spune, doamna viceprimar, că poate fi atrasă răspunderea aleșilor în cazul în care se blochează acest proiect cu bună știință. Am spus, nu mai suntem la bancă. Votul consilierului, votul parlamentarului este imperativ. Nimeni pe lumea aceasta, și scrie în Constituție, nu are voie să influențeze și nimeni pe lumea aceasta nu poate strage la răspundere votul unui consilier. Există un jurământ pe care consilierii l-au depus. Dacă e nevoie, le aduc aminte ce jurământ au depus. Nu au depus jurământ pentru Raja, nu au depus jurământ pentru nimeni, ci pentru cetățenii din municipiul Megidia care i-au ales. Și dacă nu sunt destul de puternici și de curajoși să susțină aceste lucruri, îi rog să facă un pas lateral. În spate poate e greu să facă cineva un pas lateral și poate vin consilieri mai curajoși și care vor susține până la capăt acest proiect să se implementeze, să se aplice în forma în care am propus-o eu. De ce pe 5 ani și de ce subvenție 50% și nu mai mult sau mai puțin sau alte beneficii? Sau... Să știți că nu eu am inventat forma asta de proiect de hotărâre. Întâmplător am solicitat și noi pentru Megidia muzeul în administrare în vederea accesării de fonduri europene și a punerea acestui muzeu în funcțiune. Fix în această formă în care eu am inițiat proiectul pentru Raja, ne-au dat și ei nouă acel muzeu. Numai că spune imobil clădire, imobil teren. În rest, toată forma de proiect de hotărâre este identică. Și ei ne-au dat pentru 5 ani de zile muzeul în administrare și să împărțim 50% cu ei profitul care eventual ar decurge din punerea în funcțiune a acelui muzeu. Deci, identic. Noi nu am inventat nimic și nu cred că la Consiliul Județean nu sunt oameni mai deștepți ca noi. Eu m-am luat fix după Consiliul Județean Constanța. Bun, ce urmează să se întâmple cu proiectul? L-ați retras și? Și cum a spus domnul consilier Caprinciu, o să informez în asociația, în adunarea generală ADIAC despre intenția noastră și despre forma pe care vrem să o inițiem și cum va funcționa în continuare acest lucru. E firesc și este dorința noastră. Dacă refuză Raja? Să ia apă de la Năvodari, de la Negru Vodă, de la Mangalia. Vorbiți despre inițiativele puse astăzi în dezbatere. Da, în primul rând, bună seara dumneavoastră, bună seara
telespectatorilor dumneavoastră. În seara asta a fost o ședință extraordinară cu, în principiu, o ședință simplă cu 3 puncte și până la urmă s-a adevărat că a fost simplă. Au fost primele 2 puncte care au trecut cu 100% ca majoritatea. Iar proiectul numărul 3, ce să vă spun, era un proiect destul de controversat, iar inițiatorul a retras acel proiect pe ordinea zi. E bine că l-a retras sau nu l-a retras și de ce era controversat? Din punctul meu de vedere, că l-a retras sau nu l-a retras nu este problema mea ca și consilier, că e bine sau nu e bine, este decizia inițiatorului, iar și mâine și poimâine, dacă este puțin îmbunătățit acel proiect, poate fi introdus pe ordinea de zi și este normal ca să fie introdus, să treacă acest proiect de pe ordinea de zi, că este o investiție destul de mare, de aproape 494 de milioane de euro și cred că spre Megiar este o investiție de între 30 și 50 de milioane de euro. Nu sunt eu inițiatorul acestui proiect, dar sperăm că raționalul va învinge de ambele părți și atât în Consiliu cât și în oraș să avem liniște, să vină sărbătorile cu bine și să încercăm să, atât noi consilierii cât și echipa de la primărie, să facem mai mult pentru cetățenii acestui oraș. Ați fi votat în forma în care a fost prezentată? În forma în care a fost prezentat, nu știu dacă îl votam sau nu, în funcție de discuțiile care erau în Consiliu. Normal că aveam și eu anumite puncte de vedere, nici nu am văzut clar punctul de vedere al secretarului primăriei. Primul lucru care, dacă era să nu se fie retras așa, solicitam punctul de vedere al secretarului primăriei pentru avizul pozitiv sau negativ care a fost dat.